Mulțumesc. Și nu pot să nu felicit pe organizatori pentru această sală minunată, plină, că întotdeauna și la biserică, când ne întâlnim și vedem că e plină, avem niște sentimente cu totul deosebite de bucurie. Așa și aici, în această întâlnire, din această săptămână, când școala este altfel, eu voi încerca prin câteva cuvinte să vorbesc puțin și despre sănătate, sănătatea trupească, dar fiind altfel școala, o vom îmbina și cu cea sufletească. A fost așa de minunată ziua a patra a creației, când pentru prima dată a răsărit soarele, iar seara a zâmbit luna și au strălucit stelele. Dar și mai minunată și mai mare a fost minunea în a șasea zi a creației, în a doua parte a ei, atunci când Dumnezeu l-a creat pe om. Numai pe el l-a creat cu mâna sa. Și numai în el, în om, Dumnezeu a pus cele două lumi. O lume a materiei, reprezentată prin trupul cu care omul se orânduiește printre celelalte făpturi ale pământului, și o lume a spiritului, reprezentată în om prin suflet, care nu este altceva decât părticică din Dumnezeu, din divinitate, în fiecare din noi. Desigur că ceea ce îi dă maiestate omului între celelalte făpturi ale pământului este tocmai această parte spirituală prin care omul devine creator de mari valori, atât materiale, cât și spirituale. Și orice înfăptuiește omul în lume are atâta valoare cât suflet pune omul în ceea ce face. Cicero, privind la făptura umană, a zis homo ex animo constat, adică omul constă din suflet, parcă vând să neglijeze partea materială. De fapt, omul este singura ființă dihotomă, adică formată, bine distinct, din cele două părți despre care aminteam. Desigur că viața omului, calitatea vieții omului, depinde de relația dintre cele două părți, partea spirituală și partea trupească. Atunci când este o relație bună și omul o duce foarte bine, atunci când omul e drept cu el însuși și are grijă de amândouă părțile, e minunat. Dacă vom vedea un părinte care are doi copii și de unul se va îngriji foarte, foarte mult, iar pe celălalt îl va neglija totalmente, ce vom zice? Vai, ce nedrept este omul ăsta, are doi copii și numai de unul are grijă. Dar noi, care suntem formați din cele două părți, atunci când n-avem grijă de amândouă părțile, decât de una, și în general se întâmplă să avem grijă de trup, suntem nedrepți cu noi înșine. În aceeași măsură trebuie să avem grijă și de suflet, pentru că este o interferență între cele două părți. Dacă sufletul nu este îngrijit, va suferi și trupul foarte mult. L-am auzit pe Iisus de multe ori zicând și pomenind despre suferință ca urmare a păcatului, adică a lipsei unei griji față de suflet. Când l-a vindecat pe slăbănog, a zis, iată,
te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești. Boala înseamnă că era ca urmare a păcatului, ca urmare a faptului că omul s-a îngrijit de trup și și-a pierdut sănătatea, a avut grijă numai de el, neglijând partea spirituală, adică sufletul. Suntem într-o perioadă minunată acum, toți creștinii premergătoare sfintelor sărbători ale Învierii Domnului, cu o chemare cu totul specială în decursul unui an pentru a ne îngriji și de suflet. Și atunci, dacă vom profita de această perioadă a postului mare, să avem grijă și de suflet și de trup, să împăcăm bine cele două părți, ne vom putea bucura și de o sănătate trupească și de cea sufletească, iar bucuria praznicului pe care îl așteptăm ne va umple sufletul de lumina învierii, de acel Iisus plin de lumină când a înviat din morți. Să dea Dumnezeu să fie așa. Vă mulțumesc!